Capitolul 17. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și la idolii și astartele lor lângă copacii verzi pe dealuri înalte. Eu dau la pradă muntele meu și ogoarele lui, avuțiile tale, toate vistieriile și înălțimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ținutul tău. Din vina ta vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Te voi face să slujești vrăjmașului tău într-o țară pe care nu cunoști, căci ați aprins focul mâniei mele care va arde totdeauna. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-și întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, domnul cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ca o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea, așa este cel ce agonisește bogății pe nedrept. Trebuie să le părăsească în mijlocul zilelor sale și la urmă nu este decât un nebun scaun de domnie plin de slavă înălțat de la început loc al sfântului nostru locaș doamne nădejdea lui Israel toți cei ce te părăsesc vor fi acoperiți de rușine cei ce se abat de la mine vor fi scriși pe pământ căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie vindecă mă tu doamne și voi fi vindecat mântuiește-mă tu și voi fi mântuit căci tu ești slava mea. Iată, ei îmi zic, unde este cuvântul Domnului să se împlinească dar? Și eu, ca să te ascult, n-am vrut să nu fiu păstor, nici n-am dorit ziua nenorocirii, știi? Și ce a ieșit din buzele mele este descoperit înaintea ta. De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci tu ești scăparea mea în ziua nenorocirii. Prigonitorii mei să fie acoperiți de rușine, dar să nu fiu rușinat eu. Să tremure ei, dar să nu tremur eu. Adu peste ei ziua nenorocirii, lovește-i cu o îndoită urgie. Sfințirea sabatului Așa mi-a vorbit Domnul. Du-te și stai la poarta copiilor poporului, pe care intră și ies împărații lui Iuda și la toate porțile Ierusalimului și spune-le, Ascultați cuvântul Domnului împărați ai lui Iuda, tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului, care intrați pe aceste porți. Așa vorbește Domnul. Luați seama în sufletele voastre să nu purtați nicio povară în ziua sabatului și să nu o aduceți în lăuntru pe porțile Ierusalimului. Să nu scoateți din casele voastre nicio povară în ziua sabatului și să nu faceți nicio lucrare, ci sfințiți ziua sabatului, cum am poruncit părinților voștri. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte. Ci și și-au înțepenit gâtul ca să n-asculte și să nu ia învățătură. Dacă mă veți asculta în adevăr, zice Domnul, și nu veți aduce nicio sarcină în lăuntru pe porțile acestei cetăți în ziua sabatului, ci veți sfinți ziua sabatului și nu veți face nicio lucrare în ziua aceasta, atunci pe porțile acestei cetăți vor intra împărați și voievozi care vor ședea pe scaunul de domnie al lui David. Ei vor veni în care și călări pe cai, ei și voivozii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, și cetatea aceasta va fi locuită în veci vor veni din cetățile lui Iuda și din împrejurimile Ierusalimului, din țara lui Beniamin, din vale, de pe munte și de la miază zi, ca să aducă arderi de tot și jertfe, să aducă daruri de mâncare și tămâie și să aducă jertfe de mulțumire în casa Domnului. Dar dacă nu veți asculta când vă poruncesc să sfințiți ziua sabatului, să nu duceți nicio povară și să nu aduceți în pe porțile Ierusalimului în ziua sabatului, atunci voi aprinde un foc la porțile cetății, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului și nu se va stinge. Capitolul 18. Vasul olarului și nepocăința poporului. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului, și care sună astfel: Scoală-te și pogoară în casa olarului! Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorit în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului? Atunci el a făcut un alt vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să îl fac. De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi. Așa vorbește Domnul. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, îndreptați-vă umbletele și faptele. Dar ei zic, degeaba, căci noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. De aceea, așa vorbește Domnul. Întrebați pe neamuri, cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave blestemății. Părăsește zăpada Libanului stânca ogoarelor sau se văd secând apele care vin de departe, proaspete și curgătoare? Totuși, poporul meu m-a uitat și aduce tămâie idolii lor. S-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, făcând astfel din țara lor o pustietate, o veșnică batjocură. Toți cei ce trec prin ea sunt uimiți și dau din cap ca vântul de la răsărit îi voi risipi înaintea vrăjmașului, iar în ziua necazului lor le voi întoarce spatele și nu mă voi uita la ei. Atunci ei au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul potrivnicilor mei. Cu rău se răsplătește binele, căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Aduți aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia ta de la ei. De aceea, dă pe copiilor pradă foametei și doboarei cu sabia. Nevestele lor să fie lipsite de copii și să rămână văduve, și bărbații lor să fie luați de ciumă, tinerii lor să fie uciși de sabie în luptă, să se audă strigăte ieșind din casele lor: Când cetele aduse de tine vor cădea deodată peste ei. Căci au săpat o groapă ca să mă prindă, și mi-au întins lațuri sub picioare. Dar tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea ta, ci să fie doborâți în fața ta. Lucrează împotriva lor la vremea mâniei tale. Capitolul 19. Vasul zdrobit și dărâmarea Ierusalimului. Așa a vorbit Domnul. Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ și ia cu tine pe câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților. Du-te în valea Benhinom, care este la intrarea porții olăriei, și acolo să vestești cuvintele pe care ți le voi spune. Să spui, ascultați cuvântul Domnului, împărați ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului. Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea. Pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinților nici împărații lui Iuda, și au umplut locul acesta cu sânge nevinovat. Au zidit și înălțimi lui Baal ca să ardă pe copiii lor în foc, ca arderi de tot lui Baal, lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem și nici nu-mi trecuse prin minte. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici Valea ben -Hinom. Ci se va numi Valia Măcelului. În locul acesta, voi zădărnici sfatul lui Iuda și al Ierusalimului. Îi voi face să cadă uciși de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce vor să le ia viața. Trupurile lor moarte le voi da hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Voi face din cetatea aceasta o groază și o badjocură, așa că toți cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi și vor șuiera, când vor vedea toate rănile ei. Îi voi face să mănânce carnea fiilor și fiicelor lor, așa că își vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului și strâmtorării în care îi vor aduce vrăjmașii lor și cei ce vor să le ia viața să spargi apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine și să le spui, așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa voi zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Și morții vor fi îngropați în tofet din lipsă de loc pentru îngropare. Așa voi face locului acestuia, zice Domnul, și locuitorilor lui, și voi face cetatea aceasta catofetul. Casele Ierusalimului și casele împăraților lui Iuda vor fi necurate catofetul. Toate casele pe acoperișul cărora se aducea tămâie întregii oștiri a cerurilor și se turnau jertfe de băutură altor Dumnezei. Închiderea lui Ieremia Ieremia s-a întors din Tofet, unde îl trimisese domnul să prorocească. Apoi a stătut în curtea casei domnului și a zis întregului popor, Așa vorbește domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste toate cetățile care țin de ea, toate nenorocirile pe care i le-am vestit mai dinainte, pentru că și-au înțepenit gâtul ca să nasculte asculte cuvintele mele. Capitolul 20. Pașhur, fiul lui Imer, preot și priveghetor de căpetenie în casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. Și Pașhur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temnița cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, în casa Domnului. Dar a doua zi Pașhur a scos pe Ieremia din temniță. Și Ieremia i-a zis, Domnul nu te mai numește Pașhur, noroc din toate părțile, ci Magor Misabib, spaimă din toate părțile. Căci așa vorbește Domnul: Iată, te voi face de groază, pe tine și pe toți prietenii tăi. Ei vor cădea uciși de sabia vrăjmașilor lor, și ochii tăi vor vedea lucrul acesta. Voi da de asemenea pe tot Iuda în mâinile Împăratului Babilonului, care îi va duce robi la Babilon și îi va ucide cu sabia. Toate bogățiile cetății acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump și toate visteriile împăraților lui Iuda, le voi da în mâinile vrăjmașilor lor. Aceștia le vor jefui, le vor lua și le vor duce la Babilon chiar și tu, Pașhur, și toți cei ce locuiesc în casa ta, veți merge la Babilon în robie. Acolo vei muri și acolo vei fi îngropat, tu și toți prietenii tăi, cărora le-ai prorocit minciuni. Plângerile prorocului M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc trebuie să strig, sârnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele caut să-l opresc, dar nu pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește în prejur. Învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine, pândesc să vadă dacă mă clatin și zic. Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea, prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umplea de rușine că n-au lucrat cu chipzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă -mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, căci ție îmi încredințez pricina. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci El izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă, să audă gemete dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine? Amin.